Cool, I am. Bună dimineața tuturor! Salut! Nu mă aud! O simțe frumoasă, vă urează tuturor băiați la vorbă de Agnita! S-au zis vorbă, te salută! Mulțumim! Bine! În primul rând, dorim să vă rog tuturor celor prezenți să aveți o zi cât mai reușită, iar celor care ne vizitați de departe, un călduros bun venit în Agnita. Agnițenilor care au ieșit cu mic, cu mare, să admire parada, le mulțumim pentru sprijin, iar lorilor ne dorim să aibă o zi plină de veselie și să nu uite să fie cât mai darnice cu gogoșul. Am venit și în acest an, în număr mare, suntem aproape 300, un record pentru noi, determinat să alungăm spiritele rele și să protejăm moștenirea și tradiția culturală a orașului nostru. Vrem să vă aducem bucurie și să vă scoatem din casă și din rutina zilnică, sperind zilele mohorite de iarnă. Suntem și astăzi din nou angrenați ca și în ultimii ani într-o manifestare care ne unește, care ne dă identitatea aparte și care ne face să fim mândri că suntem agnițeni. Zilele ca aceasta dovedesc că lorele au reușit ceea ce puțin ar fi crezut la început. Să lege o punte spirituală în timp și spațiu, între români și sași, între tineri și bătrâni, între oameni diferiți, pe care i-au unit într-o idee comună, o idee a bucuriei, a mândriei, a apartamentului la ceva frumos, ceva unic, la obiceiul lorilor. Comunitatea noastră este cea care a făcut posibilă continuarea acestei tradiții săsești, pe care dorim să o păstrăm nealterată, așa cum ne dorim să păstrăm toate obiceiurile și tradițiile care ne definesc ca români, ca transilvaneni sau ca agnițeni. Avem bucuria de asemenea în acest an să țin parte un nou proiect, un proiect de revitalizare a unei case săsești tradiționale, o casă care va primi azi mai multe grupe de lore și unde orice doritor va putea interacționa cu lorele. Vă invităm deci să cunoașteți lorele și în afara paradei, participând la continuarea tradiției pe strada nouă numărul 21, unde o inițiativă privată împletită cu măiestria specialiștilor de la Muzeul Astra și cu exuberanța lorilor, vă vor delecta după terminarea paradei. Pe strada nouă 21. Transmitem astăzi, de asemenea, urările noastre de bine lorilor din Germania și le mulțumim celor care au făcut drumul lung până în Agnita pentru a participa alături de noi la fuga lorilor 2023. La final, dar nu în ultimul rând, trebuie să le mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă manifestarea de astăzi. Mulțumim administrației orașului Agnita, domnului primar, sponsorilor Muzeului Astra, Casa de Cultură Agnita, Galnică Regiunea Ortipaciu, Forumului German din Sibiu și în special celor care sunt astăzi prezenți, mascați sau nemascați, dar animați de aceleași idei, aceleași amintiri, aceeași bucurie, o sărbătoare comună, o sărbătoare a lorilor. Vă urez tuturor să aveți o zi cât mai plăcută, cu multe gogoși, multe veselie, în sunetul talentilor, protejați cu biciul lorilor de spiritele rele. Brea de-a lor vă mulțumesc!
o să o rog acum pe Bogdan, cel care a inițiat acest fenomen de parte pentru noi, să spună câteva cuvinte. Dragi amințeni, dragi voastre, bine ați venit la spectacolul lorilor, la fășteația dreasta lorilor, că se aută cu tradiționalul Hire! Lola este cea mai mare personalitate a orașului Amrita. Aici la noi, Lola este VIP. Acest personaj misterios îți atrage atenția pentru că este urât și pentru că deranjează auzul. Lola te învoie din zgomot, te sperie, apoi te avenește cu mirosul dulce de gongoși. Cântecele, veselia și bucuria noastră te molițesc, iar atunci când treci în casă, ai vrea să mai vezi o lolă sau două. Acela este momentul în care îți vei dori să te întoarci la Amrita. Pentru că doar spectacolul lorilor îl trăiești cu toate simțurile. Noi, lorele, vă amintim despre prietenie, despre bunătate, despre comunitate. Amintim de sași neșteșugari și de rălăcinile noastre. Hire! Vă urăm tuturor un an prosper, un an plin de bucurii și multe, multe satisfacții și, bineînțeles, multă, multă sănătate. Astăzi am onoarea să prezint doi copii de etnie germană, sași transilvăneni, care locuiesc în Sibiu, Hanna și Max Weber, care ne vor recita urarea lorilor în limba germană și în dialectul țăsesc. Dialectul săsesc în Amrita, ne deschis de două de el și rugăm pe domnul primar orașului Amrita să le spună câteva cuvinte. Bună ziua, dragi amiteni! Bună ziua, stimați oaspeți! Bun venit la Amrita tuturor celor care astăzi ne onorează prezența, iar pe dumneavoastră, sărbătorite lole, cum altfel să vă salut decât cu tradiționalul Hirei! Să ne revedem cu prilejul acestui eveniment, care în fiecare an este primit cu aceeași încântare și curiozitate de către toți, mici și mari. Această tradiție a comunității noastre, care împletește legenda cu istoria, ne este lecție de viață și ne oferă exemplul unor virtuți cu totul aparte. Și mă refer la legenda ursului, cea care a alungat dușmanii de pe meleagurile noastre, sperindu-i cu o consumație inedită, învățându-ne ce înseamnă inițiativa, implicarea, curajul, înțelepciunea de a căuta soluții, puterea de a depăși obstacole și de a înțelege că atunci când există voință, orice este posibil. Obiceiul lorilor, atestat documentar în 1689, a făcut parte, ca obicei, al locului
până în anul 1941, dată la care această tradiție a început. Însă în anul 1969, puterea inițiativei, inspirată de legenda lorilor, a determinat pe fondatorul muzeului din Amica, Bernhard Andre, să reînvie această tradiție care a rezistat de această dată până în anul 1989, iar după alți ani de uitare, în 2006, învățătorul Petru Bogdan a redat tradiția vițenilor cu ajutorul elevilor săi. Am putea spune că așa cum cursul a reușit să îndepărteze cotropitorii din dovadă de inițiativă, în același mod, Erhard Andre și Petru Bogdan au alungat dușmanii echipați de această dată sub forma uitării. Acest eveniment, de dat comunității noastre de două de-a lungul istoriei, arată faptul că virtuțile despre care vorbeam sunt ale noastre. Ne reprezintă și ne ajută să onorăm frumoasele obiceiuri, tradiții și legende locale care vor dănui atât timp cât vor exista persoane asemenea dumneavoastră care plătesc prețul implicării și participării active. Tocmai de aceea, mulțumesc pe numele comunității, Asociației Breazla Lolelor, membrilor acesteia și președintelui Radu Curcean, care prin acțiunile lor țin vie această tradiție. Vă felicit pentru că întotdeauna reușiți să transmiteți energie, entuziasm și bucurie comunității noastre și nu numai. Tuturor vă doresc o duminică plăcută. Vă mulțumesc! Thank you.
Thank you.
aus dem Zimmer. Wir müssen uns da einfach dazu.